Cea dedicată strict evenimentului de mâine seară, partida cu Aerostar Bacău, și l-avem alături pe domnul Leo Grozavu. Vă va spune câteva cuvinte premergătoare meciului și apoi întrebările voastre. Leo. Bună ziua! Premergătoare jocului, ca de obicei. Știți, tiparul clasic. Meci de campionat. Meci de campionat. Dificil, mai ales că venim din nou după o partidă mai puțin reușită. Luați-o de duminică. Nu înțeleg. Luați-o de duminică. Adică? Ziceți două vorbe de meciul ăla de la Cluj. În meciul la Cluj e istorie. Ce pot să spun? Așa, dă-n istorie, că noi învățăm la școală. Îmi asum. Pentru că am văzut, bine, n-am văzut, mi s-a spus că toată lumea a fost... Bulversată, da. Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce. Am gândit o strategie, n-a fost să fie. Dar nu din cauza asta. N-am avut starea necesară și consider că din cauza asta îmi și asum. Săptămâna de după cele trei jocuri n-am gestionat-o bine. Am lăsat un program un pic mai lejer. Băieții n-au putut să se conecteze sau să se deconecteze la timp. Nu s-au mai conectat pentru meciul de la Cluj, cu toate că nu erau motive să întâmple lucrul ăsta, dar nu e vina lor, am spus. Probabil e vina noastră. Nu vreau să mai aduc aminte, urmează o altă partidă de campionat și este important ce facem la jocul cu Bacău. Am avut oportunitatea, am scăpat-o. Scuzați-mă, ai rostat două victorii în ultimele două etape, un pic de morală? Da, era normal, pentru că sunt un grup omogen, joacă de mult timp împreună, cu același antrenor, care îi cunoaște foarte bine. Au avut și mult ghinion pe începutul de campionat. Eu i-am urmărit în foarte multe partide, mai ales că ei sunt una dintre echipele care joacă înaintea noastră cu adversarii pe care îi întâlnim noi peste două etape. A lăsat ceva urme în lotul pe care îl veți alinia, rezultatul de la Cluj, vor fi ceva modificări? Probabil. Încă nu sunt decis 100% în privința primului 11, dar modificări vor fi, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur că vor fi și modificări în primul 11. Am văzut, domnule Grozavu, o statistică așa interesantă din multe puncte de vedere. Petrolul nu are încă un marcator, să spunem așa, născut. La alte formații, văd Vladul Rusu, 8, și asta e și problema mea, să știți că și noi am remarcat lucrul ăsta. Am văzut, sunt golgeteri. Exact. La noi golgeteri este un fundaș central, ceea ce spune Monte. Și sigur că nu suntem fericiți din punctul ăsta de vedere. Îl căutăm, sperăm să nu să vină. Să... își găsească apetitul de gol, apetitul de a marca, pentru că este foarte greu. O echipă care este pe primul loc, care își dorește să ajungă pe primul loc sau care se bate pentru promovare, trebuie să fie un golgeter. Ați văzut, dați Sepsis Sfântul Gheorghe cu vreo 2 ani. A dat Hanaghi vreo 30 de goluri. Kipiliu de la Juventus, exact. Exact, anul trecut. Petre, după aia a fost înainte. Dar, în general, jucătorii de la echipele din vârf trebuie să aibă acest apetit al golului, al marcării, al careului. Nu l-am găsit încă. Sperăm să vină. Am spus. Nu contează cum îl cheamă. Că poate să fie Saim, că poate să fie Arnautu, că poate să fie Tamuz, că poate să fie un altul, dar să fie un jucător din compartimentul ofensiv. Că deocamdată am marcat mai mult cu jucătorii din linia a doua. Din linia a doua, linia a treia chiar. Ne dorim. M-am uitat și eu. Vlad Rusu marchează goluri. Chierchez marchează goluri, exact. Pârvulescu de la Pandurii marchează goluri. Da, deci marchează goluri. Marchează goluri. Și am spus, ne uităm la campionatele trecute. Echipele care s-au bătut sus la promovare, anul trecut Vlad Alexandru, cum îl cheamă? Valentin Alexandru. Valentin Alexandru a marcat o grămadă de goluri. Ce să spun? Blănarul sau care mai... Mai marca goluri. Noi am marcat destul de puțin cu atacanții. Dar sperăm să o facem și noi la un moment dat, pentru că este necesar. Torda s-a recuperat psihic când echipa a fost criticată. Eu ce pot să spun acum? Vă dați seama, am vorbit cu el foarte mult. După joc era foarte afectat. Este un copil. Au trecut 8 etape. Și în celelalte 7 a avut intervenții bune. Nu este ușor pentru o echipă care atacă în permanență, care se trezește cu o fază, două pe meci, să intervină și până în momentul de față a făcut-o.
La Cluj, v-am spus, din acest motiv, nu sistemul deja folosit. Nu, noi n-am avut starea necesară, pentru că greșeala de portar nu afectează așezarea în teren. Noi dacă ne-am așezat într-un anumit modul în teren, nu a însemnat că portarul trebuia să greșească sau să gafeze. De asta spun că nu cred că strategia de joc a fost cea greșită, ci pur și simplu starea noastră la momentul jocului. Grozavul, la un meci de asemenea anvergură, să spunem, pentru Liga a doua, la jucători experimentați pe care are Petrolul, mai trebuie să-i motiveze antrenorul? Cred că ar fi o stare normală din partea. Așa putem spune și la meciurile cu echipe mai puțin importante, ca să zic, să nu jignesc pe cineva. La Tunari au nevoie jucătorii de antrenori, trebuie să câștige, pentru că e vorba de valoarea lor, de ego-ul lor. Trebuie să intre în teren, să câștige, să arate că sunt valoroși. Dar asta nu înseamnă că noi nu suntem aproape de ei în orice moment și le dăm informații necesare. Dar nu ne iese de fiecare dată. De asta, dacă ar fi fotbalul ăsta o știință exactă, probabil că toată lumea s-ar termina ori 0-0, ori 10-10, ori știu eu. De asta, diferența o face de fiecare dată starea de moment, știu eu, chiar dacă există informații despre adversar, suntem pregătiți pentru eu. V-am spus, nu că nu mă reproșez, e clar, atunci când se pierde un joc, tot timpul găsești ceva să-ți reproșezi, ca și antrenor. Dar pe ceea ce am stabilit și am pregătit, pe același lucru ne-a bătut Clujul. Deci, au jucat cu doi atacanți, era foarte ușor să-i marcăm cu cei trei apărători ai noștri, știam cum trebuie să ne pregătim, am spus că sunt doar Gavra și cu Goga, jucăgurile lor de foc care sunt periculoși, băgate ne-au marcat Goga. Și am mai și dat o pasă de gol, că nu pot să spui că prima repriză n-a tras niciun șut la poartă. Clujul își conducea 1-0. Totuși o echipă vine cotată așa cum este Petrolul, după un eșec la Cluj și în fața unei partide, cu o echipă mai modestă, să spunem, mai rostată, cu respectul pentru ei. Există, doamne, Grozavă, și un pic de presiune, așa, un pic de neliniște, pentru că nu ai voie să capotezi? Păi neliniște există la orice meci, eu am spus. Și cu băieții discut de fiecare dată. La Petrol, dacă se câștigă 15 meciuri în serie și să pierde al 16-lea, imediat, normal, intervine neliniștea, presiunea. E normal să se întâmple lucrul ăsta. Deci nu e nimic anormal. O echipă care are tradiție, care are suporteri, care are în spate multă, știu eu, media, e normal să sufere. E normal să sufere din punctul ăsta de vedere. Adică să fie neliniștită, e normal să fie sub presiune în permanență și trebuie să ne adaptăm, nu avem ce face. Cine nu poate, trebuie să... Convins de treaba asta când spuneți lucrul ăsta. Care? Mie nu mi se pare normal ce spune. Ce? Vis-a-vis de ce? Faptul ăsta, că echipa asta trebuie să fie tot timpul, dar n-am înțeles, toate echipele pierd. Da, și Real Madrid. Deci, și chiar Barcelona, cu 3-0. Chiar. Sau Barcelona. Adică nu, chiar nu înțeleg treaba. Da, ce trebuie să câștigăm tot timpul, n-am înțeles. Păi în sfârșit spuneți că ca și mine și dumneavoastră. Domnul Cristi. Păi da, sigur că da. Și noi ne gândim, și noi ne dorim să câștigăm și suntem nemulțumiți atunci când nu o facem. Dar este un sport și există și adversari care și ei la rândul lor își doresc să câștige. Dar am spus, noi la Petrolul trebuie să arătăm mult mai mult decât facem în momentul de față. Nu e suficient să câștigi 3 meciuri la rând, să-l pierzi pe al 4-lea. Trebuie să câștigi mult mai multe meciuri. 7, 8, 10, 15, după 15, mai poți permite un moment de respiro. Dar după 3 meciuri, eu cred că e mult prea devreme să ne permite momente de respiro. Eu așa văd lucrurile, eu v-am spus. Eu chiar dacă joc table, să spunem, nu-mi place să joc table. Sau nu mă pricep. Dar orice joc aș juca, îmi place să-l câștig. Așa sunt eu. Nu... De multe ori, probabil, și e o problemă de-a mea asta, că încerc pe toată lumea să fac perfectă și nu prea pot, nu prea reușesc. Programul perioadă următoare este unul foarte dens, cum ați și o etapă intermediară. Da, am spus și cu alte ocazii, să nu credeți că nu e scuză. Dar Petrolul are și din punctul ăsta de vedere o problemă. Noi n-am reușit să ne formăm un ciclu săptămânal normal de pregătire. Odată joci la 6, odată joci la 1, odată joci la 3, odată... Deci am jucat în toate zilele săptămânii. Încă nu, dar urmează. Săptămâna viitoare jucăm joi, avem toate zilele săptămânii bifate. Avem și luni, avem și marți, avem și miercuri, avem și joi, avem și vineri și sâmbătă și duminică. Deci, ore diferite, vă dați seama, temperaturi diferite. Deci nu poți să-i capacitezi pe jucători de fiecare dată la nivelul maxim.
Cu toate că eu am crezut că după 3 jocuri câștigate o să avem, am fost foarte încrezător în partida de la Cluj. De asta am și gândit o strategie în care, în primul rând să ne dea o siguranță, după care eram absolut convins, știam cum joacă Clujul, știam că sunt o echipă care sunt foarte buni pe contraatac, chiar dacă joacă acasă, ceea ce s-a dovedit. Dacă aveți curiozitatea să vedeți datele statistice ale jocului, rămâne surprinși. Puteam să pierdem meciul cu 3-0 și am avut dominare 72-28 la posesie. Deci am avut 583 de pase, ceea ce n-am avut la niciun joc, nici măcar pe teren propriu. Clujul a avut 244, adică la jumătate. Dar astea le-a spus să paseze așa mult? Ne propunem să facem un joc de posesie, bineînțeles. Asta lucrăm la antrenamente. Asta vrem să jucăm un joc de posesie, să... Pici golul. Păi, posesie, după aia vine și golul. Sigur că nu numai să pasăm, că nu pasăm pe linia de fund. Sau de linia de apărare. După ce pasăm și alte echipe, pentru ca să ajungi la poartă trebuie să și pasezi, că nu poți numai să o dai în față, că n-ai cum să o dai în față și nu suntem englezi. Ne spargem capurile după aia. Nu, v-am spus, n-am fost inspirat în a, știu eu, a alege alt tip de motivare în timpul săptămânii. Am lăsat-o un pic mai moale ca și program, le-am permis să fie un pic mai relaxați, am crezut că cele 3 meciuri i-au încărcat și nu pot să spun că nu, aveau și ei probabil nevoie după ce au stat numai prin cantonamente, că și după joc noi am stat în cantonament și am încercat să-i țin capacitați, dar se pare că nu funcționează. A fost ca o pedeapsă sau așa ați gândit-o de la început? Adică la ce vă referiți? După meciul de la Cluj. Dar nu după meciul de la Cluj. Vorbesc că înainte, deci exact după Târgoviște, după cu cine a jucat, după Petroșani, după Energeticianu. Nu, dar atunci erau jocurile din 3 în 3 zile și vroiam ca jucătorii după meci nu să mai unii stau la București. Mai circulau 2 ore, s-a terminat jocul cu Târgoviște la ora 9:30, 10 până am plecat de la stadion, până să ajungeau la 12:01 acasă. La 3 zile aveam iarăși joc. Nu apucau să se refacă foarte rapid și de-aia am folosit această metodă. E adevărat că unii dintre ei, normal că nu le convine, că nu sunt aproape de familie, dar le-am spus, e meseria noastră și trebuie să mai facem și sacrificii din punctul ăsta de vedere. Pentru că de la petrolul suntem plătiți. Contextul, domnul Grăzavu, pare favorabil. Acum primele 2 clasate joacă între ele. Probabil că urmăriți acea dispută. Nu mă interesează, v-am spus. Am spus și mă repet și asta o să spun până. Am văzut deja campionatul, mi-am făcut o idee. De toate echipele și v-am spus, avem un singur adversar, noi înșine. Sunt absolut convins în momentul de față că dacă petrolul parcurge campionatul normal, fără să facă lucruri fantastice, va promova la final. Asta cred în momentul de față. Deci asta cred în momentul de față. Domnule Vanșu, domnule. Vă rog. E foarte dificil. Vedeți că și așa jucătorii sub 1-11 sau sub 21, cum sunt ei folosiți, foarte greu se pot impune. Foarte greu se pot impune. În momentul în care introducem un al treilea jucător, este foarte dificil. Tortai ce a făcut până la urmă? A luat și el un gol care, sau hai să mai spunem că a mai avut și la celălalt. Dar nu încercăm acum. Tortai nu a fost... vinovatul pentru înfrângerea de la, sau n-a fost principalul vinovat pentru înfrângerea de la Cluj. A greșit ca oricare alt jucător. Din păcate, la portar se vede. Când a greșit el, se vede. Dacă greșește un atacant, nu vede nimeni. Că ratează 5 ocazii sau că marchează odată la 4 etape. Nu vede nimeni. Atunci când greșește portarul sau un fundaș central, se vede aproape imediat. Și el este un tânăr care, v-am spus, eu sunt mulțumit. Și cred că avem cel mai bun portar din serie, pentru că majoritatea echipelor joacă cu jucători sub 21 în poartă. Marea majoritate joacă cu sub 21 în poartă și eu cred că Tordă este cel mai valoros dintre toți. Așa cred eu. A dovedit-o, o să o dovedească în continuare. Eu sunt alături de el, îl încurajez în continuare. Nu numai pe el, și pe ceilalți. Toți sunt jucătorii petrolului și trebuie să avem grijă de toți. Nu trebuie acum, după un eșec, să-i facem răspunzători. Eu am spus, după meciul de la Cluj, nu Tordă e vinovat. Vinovat este antrenorul, că n-a știut să pregătească, nu din punct de vedere strategic, din alte puncte de vedere n-am reușit să-i capacitez pe băieți pentru a fi pregătiți de joc. Adică. Poftim? Adică. N-am spus mai devreme. În timpul săptămânii am lăsat un program mai
am lăsat un program mai lejer, nu sistemul. Sistemul nu a avut nicio treabă, pentru că Cluj jucă 4-4-2, ne-am jucat 3-4-3. Deci cei trei trebuiau să vină la fix pentru ce le-am spus, sunt singuri jucători. Deci dacă noi suntem atenți la Goga și la Gavra, ceilalți nu pot, că le-am oprit construcția la mijloc, nu i-am lăsat și am zis că mingele lungi, noi trebuie 3 contra 2, trebuie să le facem față. Totuși a fost o chestie de valoare, domnule. Dacă mai jucăm 9 meciuri la rând, eu vă spun, nu ne bate Cluj. Indiferent că jucăm la Cluj sau pe lună, sau, nu ne bate. Așa cred, în momentul de față. Deci la, în același sistem. În același sistem și cu aceiași jucători. Adică ei să aibă aceeași echipă și noi aceeași echipă. La meciul respectiv, noi n-am fost capacitați din alte puncte de vedere, nu sistemul. Păi cum să domini la Cluj să ai 72% posesie? Cum să ai 585 de pase? 114 acțiuni, Cluj a avut 84. Noi 114. Și toate, v-am spus, duelurile, am dominat 52-48. Am câștigat. Noi la alte meciuri, când am câștigat meciul am pierdut duelul. 51-49. Noi acum am câștigat 52-48. Deci la toate capitolele am fost peste ei. Și scorul putea fi 3-0. Dacă spuneai cuiva, râdea de tine. Termină, domnule, de acasă, că ai pierdut 3-0 și spui că ai dominat jocul. Domnul Sabo Fezer, la partida precedentă aici pe Ghioană, spunea că s-ar bucura nespus dacă la final Clujul și Petrolul ar merge împreună tras la vreo. Da, asta mi-au spus și după meci. Erau, nu sperau, au avut mare teamă de joc. Mi-au spus că își doresc să mergem la braț în prima ligă, dar v-am spus, și Petrolul și Cluj trebuie să transpire pe teren. Nu e suficient că am pus tricou cu Petrolul pe noi și adversarele se dau la parte. Cu Clujul, cu Petrolul, toată lumea joacă meciul vieții. O să vedeți și mâine că avem o partidă foarte dificilă. De aia jucătorii trebuie în permanență, așa cum s-a dovedit și la meciul cu Timișoara, în permanență jucătorii trebuie să fie 100% capacitați. Dar s-a dovedit și acum la meciurile de Cupa României. Ați văzut ce probleme le-a pus Nagovul Craiovei, ce probleme a pus UTA Iașului, ce probleme a pus Chindia. Probleme. Cel puțin nu i-a bătut la diferență mare de scor CFR, care e campioană, nu? Sau Clinceniu cu Sibiu, sau altele și altele. Aerostar a punctat și în partidele cu Energeticianu și la... Da, au marcat multe goluri în deplasare, la Petrușani au marcat în 10 jucători de câmp 2 goluri. Știu tot și cunoaștem lucrurile astea. Partea importantă este că atunci când jucătorii intră în teren, exact, să rămână și să aplice ceea ce li se spune. Dacă nu au capacitatea necesară din punct de vedere mental, nu mai uită și... Dar la nivelul ăsta, domn Crozavo, pentru că se lucrează foarte atent, adversarii, totul, tablă, chestii de genul ăsta, avem jucători care realmente te pot surprinde, o execuție... Eu cred că Petrolul are echipa care... Așa cred eu. Eu personal cred că suntem echipa care ne detașăm față de celelalte. Noi n-am... Și am spus-o și mă repet. Noi nu o să mergem nicăieri să jucăm, domne, să ne apărăm. Chiar dacă jucăm la Cluj sau la Târgoviște sau la Balotești, sau la... noi o să avem același joc, indiferent că jucăm acasă sau afară. Vreau să ne impunem jocul, vreau să dominăm partida și nu numai să o dominăm, să o și câștigăm. Dar nu ne iese de fiecare dată. Avem... să faceți echipa de acum încolo? Nu, dar n-am făcut-o niciodată funcție de adversar. N-am făcut o funcție de adversar. Nu am înțeles nimic la Cluj. Păi ce n-ați înțeles? Ca să obțină funcția de adversar, așa cred eu. Deci Cluj joacă 4-4-2. Corect. Cu doi atacanți care vin direct pe fundașii noștri centrali. Corect. Eu de ce trebuie să joc cu patru apărători, că vreau să particip cu ei la cu jucătorii de pe părțile laterale, să particip cu ei la joc. Dacă aici rămânem 2 contra 2, ne asumăm un risc. Dacă stau cu 4, stau cu 4 contra 2. Atunci joc cu trei apărători care trebuie doar să marcheze pe cei doi atacanții lor, iar restul au libertate pentru atac, pentru, știu eu, pentru a construi. Așa am gândit jocul. Pentru că știam că Clujul o să vină cu mingi lungi, că le-am blocat construcția, că la mijloc aveam și superioritate în foarte multe momente. Și atunci s-o apare, i-am urmărit foarte mult, foarte multe mingi lungi jucate. Dar ceea ce am spus, aia s-a întâmplat. Le-am spus, Clujul când marchează repede acasă și conduce, foarte greu mai pierde. Am știut treaba asta, am luat gol în minutul 13. Am intrat de la repriză cu golul ăla așa cum l-am luat, cred că puteam întoarce rezultatul. Am luat în minutul 52 și 54, iar două goluri în primele 10 minute. Da, bă, am și spus. Goga singur, când noi eram 3 contra 2, v-am spus. Gavra centrează, marchează Goga. Sau vine din partea asta altă centrare, nu-i nimeni pe lângă Goga. Dar n-are rost să discutăm, am spus. N-a fost o povară prea mare pentru Antonie? Povară. Nu cred că a fost o povară. Sigur că a contat foarte mult. El s-a antrenat foarte bine în ultima perioadă. Ați fost cu noi în Austria.
a fost unul din jucătorii de care am fost foarte mulțumit de modul cum s-a pregătit și cred că dacă nu s-ar fi accidentat, ar fi început titular campionatul. L-a dat un pic în spate acea accidentare, a stat foarte mult, greu și-a revenit, după care am vrut să-l ajut și era singura posibilitate, mai ales că anul trecut a și jucat echipa cu el în componență, în sistemul ăsta. Am vorbit cu el foarte mult în timpul săptămânii. Am făcut un amical în timpul săptămânii. I-am dat un amical în care să se reobișnuiască cu, distanțele în teren, cu proporțiile, cu tot ce înseamnă... Colegi. Exact. Și am vorbit foarte mult cu el și știa ce are de făcut. Adică, na, sigur că în timpul jocului n-a avut cea mai... Dar nu e vorba de Antoche. Niciunul din cei trei fundași nu m-a mulțumit. Să știți că și dăm prea multă dorință, așa, dăm prea multă inimă, da. Dăm prea a demonstra, apar și... Fără doar și poate, dar v-am spus, de asta fotbalul este imprevizibil. Dacă s-ar termina, dacă toată lumea ar fi perfectă, ori 0-0, ori 10-10, de asta mai pierde și Madridul, de asta mai pierde și Barcelona, de asta, pentru că fotbalul e imprevizibil. Și de aia e și frumos. Da, și de asta, nu știm dinainte. Dacă am ști dinainte rezultatul, probabil n-ar mai fi nimeni în tribună. Și plus îmbogățiți pe măsură. Am și eu nu. Exact, mai sunt și unii care vă dați seama. Mâine cum joacă Bacău, ca să știți? 4-4-2. 4-4-2, da. Dar o să, dacă văd conferința, acum o să schimbe sistemul. Da, nu, au jucat și ei cu 3 apărători și de când au schimbat în 4-4-2, bă, că au câștigat două. Bine, au mai jucat și la alte meciuri, dar au mai și pierdut. Dar nu contează sistemul, vă rog. A doua întrebare care e un pic delicată. De ce credeți că dumneavoastră sunteți contestată o parte a suporterilor? Cum adică de ce cred? Păi nu pot să știu. Tot timpul antrenorul e contestat. Ar fi sperat să fie Petrolul pe primele două locuri, pe locul 1 sau pe locul 2? Probabil. Bănuiesc că da. Păi ei ar trebui să-i întrebați de ce sunt contestat. Eu nu vă pot spune de ce sunt contestat. Dar antrenorul, în general, în România este contestat. Indiferent. Iar la Petrolul, cu atât mai mult. Dacă joacă Gigel și nu joacă Ionel, e contestat. Nu contează. E în gena noastră să contestăm. Nu contează. Pe de altă parte, domnule Grozavu, am fi putut avea un duet așa de lux sau încă mai e valabilă problema asta, Grozavu. Spunea Cristi Vlad că i s-a făcut o ofertă jucătorului, să așteaptă... Mi-e greu să cred. Mie greu să cred. Orice jucător valoros, cred că e bine primit în orice colectiv. Nu, și nu vorbesc doar de Petrolul. Cu atât mai mult la Petrolul, mi-aș dori. Nu întâmplător s-a întors Marinescu, am fost de acord. Nu întâmplător s-a întors Tamuz, am fost de acord. Dar, sigur, v-am spus, nu joacă nici numele, nu joacă nici trecutul. Important e ca... Poftim? Să nu visăm, totuși. Eu zic să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că atunci când visăm, ați văzut ce se întâmplă. Luăm trei rapid. Poftim? Domnul Ienei are o formă. Nu ne facem iluzii, să avem deziluzii. Dar pe de altă parte, domnule Gozavo, a spus și un jucător apreciat și un antrenor cu numai acum. Contestat, deci, cum? Echipa, și contestat. Chiar pe echipa națională, e bine așa să stai pe margine, să nu accepți un salariu decent, indiferent că vine de la X, de la Y, de la Z, să întinzi foarte mult coardă așa, pare normală o reacție a unui jucător din punctul ăsta. Eu, dacă mă întrebați pe mine, eu spun că nu. Ați văzut și selecționerul i-a transmis că bine ar fi să-și ia o echipă ca să poată fi rămâne în circuit echipa națională. Este un jucător valoros, dar sigur, acum fiecare își cunoaște foarte bine interesul, știe ce are de făcut. Eu nu pot să dau sfaturi sau nu știu eu ce. Dar din punct de vedere fotbalistic, parcă nu pare cea mai bună soluție. 100%. Are numai de pierdut. Are numai de pierdut pentru că o jumătate de an stată înseamnă o altă jumătate de an în care trebuie să-ți regășești și ai pierdut un an de zile. E mult prea mult pentru un jucător care trebuie să joace. Credeți că mâine Tamuz ar putea să fie printre primii 18? Da. Cred că... Nu cred. Promiteți. Nu cred. Sunt convins că va fi în primii 18. Promiteți că la 3-0 intră și el? Asta nu pot să promit. Asta nu pot să promit. Păi nu vrem să aducem lumea la meșul. Nu pot să vă promit că deci, la 3-0. Dar s-ar putea... Tamuz joacă. Dar s-ar putea să joace la 0-0. Doamne ferește, eu la 3-0, dar nu știu, v-am spus, este în lotul de 18, iarăși m-ați făcut să dau din casă și toată lumea știe acum că Tamuz e în lot. L-am adus de bau-bau să sperie, nu, Tamuz, noi
în momentul de față, cred că îl ajutăm și noi. Și noi îl ajutăm foarte mult. Eu mi-aș dori să vină la un moment dat și răsplata, respectiv și Toto, să răsplătească încrederea care i s-a... Ăsta e și un fotbalist norocos. Păi sunt unii care așa sunt. Sunt născuți sub o zodie norocoasă. Ce așa, zic ăștia în ploiești, bulănos. Da, este pentru că la unii trece trenul de multe ori prin gară, exact. La alții trece o singură dată. Exact. Și l-au pierdut și la revedere, nu mai vine. Exact. Sunt unii... întrebat așa direct. Fiți convins, deci Totu Tamuz nu mai are nevoie de acum să vină grozavul să-l învețe sau să-i spună ceva. Totu Tamuz în momentul de față, în afară de antrenamentul care trebuie să-l facă, mai are nevoie și de o voință a lui, personală, ca să... Pe care o are? În momentul de față eu aștept mult mai mult de la el. Cred că a trecut suficient timp încât să arate că voința lui este la nivelul maxim. E vorba de cariera lui, cel puțin așa îmi spune de fiecare dată, și eu îmi doresc ca el să arate, nu să-mi spună. Că nu mă încântă când spune unul, domne, eu mâine o să sparg, o să fac, sparg norii, la asta mă refer, nu sparg nucile. Dar când intrăm pe teren, atunci intervin probleme. Mai vine tribuna, strigă, mai vine adversarul care e mai agresiv, mai vine cine știe ce alt impediment sau inconvenient și începem să ne mai stingem sau să ni s-o mai taie din elan. Grozavu. Tamuz Grozavu sună bine.